Specialiștii municipalității au stabilit o zonă prioritară de reabilitare, iar inventarierea va fi făcută anul acesta. Când lista va fi întocmită, proprietarii imobilelor degradate vor primi o înștiințare prin care vor fi anunțați că sunt nevoiți să le repare. Dacă aceștia nu vor să treacă la treabă, reparațiile vor fi suportate de la buget, însă banii cheltuiți vor fi recuperați ulterior prin diferite metode, iar deținătorii de imobile vor fi amendați. În cazul celor care vor face dovada că venitul lor mediu este sub cel pe economie și nu își permit aceste reparații, cheltuielile vor fi suportate de autorități fără repercursiuni. Dacă nu ai bani, de unde, cum să poți să consolidezi? Nu o să ai bani nici de amendă, poate. Credeți că aceste case din centru vechi au nevoie de reabilitare? Sigur că da. Ați văzut episodul de pe Blănar de săptămâna trecută când o casă pur și simplu s-a prăbușit? Nu, dar am auzit în presă, am citit. Credeți că se va repeta acest episod? La cel mai mic cutremur se poate. Clădirile vechi din centrul capitalei au dat de-a lungul timpului bătăi de cap autorităților. Bucureștenii care au avut săptămâna trecută drum prin centrul vechi au avut parte de o surpriză neplăcută. Această clădire s-a prăbușit la doar câteva momente după ce muncitorii care lucrau la reabilitarea ei au ieșit. Așadar, vorbim despre un eveniment fericit. Oare norocul îi va urmări pe oameni în tot centrul vechi? Rămâne de văzut dacă proiectul primăriei va avea succes și ce se va întâmpla cu celelalte imobile care stau să cadă.